Informații furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române arată că încă din toamna anului trecut au fost semnalate tot mai multe reacții din partea populației privind bancnotele de 10 lei emise în 2005. Aceste bancnote au fost refuzate de către diverse categorii de comercianți ca plată pentru bunuri sau servicii. Polițiștii au constatat însă că bancnotele semnalate ca false erau de fapt autentice, iar confuzia a fost cauzată de diferențele grafice și coloristice dintre bancnotele de 10 lei aflate în circulație, dar emise de BNR în ani diferiți, respectiv 2005 și 2008. Bancnota de 10 lei este ilustrată cu portretul pictorului Nicolae Grigorescu și cu un fragment din tabloul Rodica, al marelui artist român. Deosebire dintre emisiunea din 2005 și cea din 2008 a bancnotei privesc elementele de siguranță. Pentru emisiunea din 2008, BNR a renunțat la imprimarea în relief, iar partea transparentă a bancnotei a fost redesenată, valoarea 10 care era vizibilă acolo fiind înlocuită cu două pensule aurii. Pentru un țăran dintr-o comună ilfoveană, sunt mai puțin importante elementele de siguranță ale bancnotei de 10 lei. El știe că poate lua cu acești bani două peturi de bere de 2 litri, care îl fac apoi să cânte din Grigorescu, la fel cum ar cânta din Frunză. Mai umăzește-o, mai umăzește-o, mă, cu bere.